la a treia ediție a Zilei Internaționale a Subtitrării, la Teatreli. Ne vom bucura cu toții că breasla traducătorilor audiovizuali se îmbogățește cu încă un număr consistent de profesioniști. Pentru că, până la urmă, cred că de asta ne adunăm în fiecare an aici, pentru că internetul e plin de traduceri mai puțin reușite, ca să fiu și eu la rândul meu generos în acest moment și amabil. Foarte multă lume își imaginează că știe ce înseamnă traducerea audiovizuală pentru subtitrare, dar de fapt cei care o fac în mod profesionist sunt destul de puțini în momentul ăsta, în condițiile în care numărul canalelor de televiziune care difuzează programe subtitrate este în creștere. Și atunci cred că noi ne adunăm aici pentru a certifica valoarea profesională a unor tineri care vor să urmeze această profesie, pentru care eu personal le mulțumesc și toți cei de aici ar trebui să le mulțumească și vă aplaud pe toți că v-ați înscris la concurs și că ați avut tăria de a veni aici în sală să așteptați să primiți un premiu sau poate nu. Apropo de asta, vreau să vă spun că juriul despre care vom vorbi imediat a fost foarte atent la două chestiuni. Traducerea e importantă în subtitrare, dar traducerea este importantă doar în contextul subtitrării. În sensul în care un traducător foarte bun, care stăpânește mai puțin tehnica subtitrării, nu poate livra pachetul complet. La fel cum un traducător mai puțin inspirat, care stăpânește foarte bine tehnica subtitrării, nu poate livra un pachet complet. Așa că premiile noastre au fost acordate în funcție de toate criteriile pe care le-ați văzut în regulamentul pe care l-am publicat în momentul în care am făcut cunoscute și subiectele de concurs, dacă vreți. Deci fiecare dintre voi au fost, punctat în funcție de aceste criterii de departajare. Aș vrea ca toată lumea să se bucure că a participat, nu e un clișeu, e adevărat. Aș vrea să nu fie nimeni supărat dacă nu a câștigat. Mi-ar plăcea să cred că anul viitor, la ediția a patra, o bună parte din cei care nu au câștigat anul acesta se vor prezenta din nou în concurs pentru a încerca să demonstreze că sunt un pic mai bun decât un an în urmă. Aș vrea să o rog pe doamna Vianu să ne spună câteva cuvinte în deschiderea acestui eveniment pe care, practic, l-a creat. Și face mare plăcere să vă rog să deschideți în mod oficial această gala traducere audiovizuală. Recunosc, n-am vrut să mă gândesc dinainte ce să spun în momentul ăsta, pentru că acest masterat este o continuă surpriză. Nimic din ce să gândesc înainte nu-ți iese. M-am gândit la masterclass că o să am seara goală și s-a întâmplat din păsă, a fost bucuroasă. Aici mă bucur că avem foarte mulți actual anitori masterat, dar avem și absolvenți. Asta mă bucură foarte, foarte tare. Mă bucur că am venit și anitori, deși nu mai avem nicio obligație. Dar cred că au venit de drag, că au un profesor aici care îi reprezintă. Eu cred că vin pentru toți profesorii care îi reprezintă. Eu o să pornesc cu surprizele de la curs, pentru că masteratul ăsta nu este fix din anul întâi de studiu, din 2006. El s-a schimbat. S-au schimbat, s-au terminat, nu se iei de curs. Nu toate au fost păstrate masteranților, n-au corespuns lucrurilor pe care îi vor să le facă, drept care, cursurile acelea, după cum unii dintre voi știu, au dispărut. S-a întâmplat însă că, probabil, suntem singuri în lume care facem subtitrare, 4 semestre din cele 4, și care produce specialiști în subtitrare pentru televiziunea națională. Dacă cineva spune că face subtitrare, fie de fapt un curs de un semestru, un profesor, un filolog, aia nu-i subtitrare. Subtitrare este ce faceți voi la oră cu Bogdan, care este în profesia de subtitrare și care are și un doctorat și care face 4 semestre pe text cu uneltele de culoare. Adică nu traduceți după ureche, puneți în pagina pe foarea voastră de pichie, terminat subtitrarea. Asta a fost prima mare surpriză. Am început cu Ada Rossetti, ea a fost prima profesoară în 2007, cred. Și
după aceea n-am mai putut și l-a dat pe Bogdan. Și Bogdan, de Bogdan m-am iubit, el n-a mai plecat. De Bogdan n-a mai scăpat. Bogdan putea să preia să scape de noi, dar nu intrăm în aspectul economic al acestui curs, pentru că să pământ prea cum sunt el. Din păcate, partea noastră nu corespunde, dar toți oamenii pe care i-a pregătit el sunt deja, cred că depășesc mie. Cred că da, și o mare parte din ei sunt colaboratori ai noștri, ai televiziuni române, sunt colaboratori altor televiziuni, s-au dus spre companii care dețin sau lucrează pentru canale cu programe subtitrate și mulți dintre ei mă întâlnesc pe stradă, întâmplător sau pur și simplu am păstrat legătura cu foști masteranți care îmi spun că le folosește și le-a folosit foarte mult cursul de subtitrare în profesia lor. Ceea ce până ne-a lucrat enorm, da. Este un mare succes al lui Bogdan, al doilea mare succes al lui este volumul pe care l-a publicat, sper eu, și care va fi un bestseller. Și mai am două lucruri să vă spun, ca să nu mă întind prea tare. Unul dintre ele este faptul că a ieșit, acest masterat chiar a ieșit. Nu știu cât va dura, nu știu cât timp va avea studenți de aici încolo, dar cele 12 serii pe care le-am scos de când le-am înființat sunt cu totul altfel. Nu știu câți dintre voi au citit Cazoi și Guru Never Let Me Go. E acolo o școală care este un mediu special pentru copiii de acolo, o izolare de lumea de afară. Voi sunteți o insulă de cultură într-o lume în care masteratele se fac mai mult pe ceea ce va aduce bani, ceea ce e foarte firesc, omul păstrească. Adică să merge la sens, să merge la drept. Filologia e din ce în ce mai de nișă. Cu atât mai mult este, cu atât mai mare este valoarea voastră. Pentru că ați știut să visați într-un moment când alții se duceau la slujbă și nu vedeau decât salariul. Am avut spaima la un moment dat că nu o să mai avem studenți, pentru că, într-adevăr, noi nu asigurăm, aparent, cel puțin, o metodă de câștigare a existenței. Dacă vă uitați atent la ce face Bogdan, de fapt vi se dă probabil cea mai bună meserie a secolului pentru filologi, care este subtitrarea. E un gen special nu numai de traducere, de rezumare a unui sens, este un sens, un exercițiu de minimalism pe care și poeții îl fac. Se învață foarte mult la subtitrare și vi se dă o profesie în mână. Celelalte materii poate nu au direct legătură cu câștigat bani, dar vă învață engleză și vă învață să gândiți într-un mod cum nu se gândește în afara voastră, adică să nu vă mâncați între voi. Profesorii să-și trateze cu respect studenții, asta este prima condiție a unui profesor. Ca medici, să nu faci rău. Dacă nu faci bine, nu faci bine, nu știi mai bine, dar să nu faci rău. Un profesor care nu știe să-și respecte studentul e ca și un părinte care nu-și respectă copilul. Peste două zile, probabil, va veni momentul când o să-i dea o palmă. Asta se întâmplă când nu-ți respecti studentul. Faptul că aveți această insulă în care profesorii știu să vă respecte și în care voi vă luați ce vă trebuie. Nu cred că hăituiește cineva, adică nu aveți note de picant. În general, notele sunt foarte bune. Nu toată lumea este obsedată ca mine de masterclass, deci nu mă chinuie foarte tare să veniți la fiecare curs, dar eu voi continua cu acest masterclass cât mai am putere. Una peste alta, cred că este un loc de șanse acest masterat. Și de noroace, de mici noroace pe care eu l-am avut bătând la multe uși, am reușit să o găsesc pe aia bună. Îmi spunea cineva, eu nu bat la nicio ușă. Eu bat la toate ușile și cu toată modestia o spun, dacă nu bați la toate ușile, n-ai să știi ce are nevoie studentul tău să primească și n-ai să-l poți ajuta. Deci, cu umilință am bătut la toate ușile și recunosc că începând cu Ada Rossetti și nu terminând cu Bogdan, dar pentru că Bogdan e totuși alta esențială, am avut noroc, am avut mare noroc. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, și nu ultimul, ci cel mai recent noroc pe care îl are această zi a subtitrării, este Irina Margareta Nist, care e cu noi din primul moment, împreună cu Ada Rossetti, și care cred că va duce ziua subtitrării acolo unde vrem noi, adică să o recunoască Europa și după aceea să fie recunoscută internațional, că a fost ideea noastră. Dacă nu ne-o suflă nimeni,
Avem afișele care ne stau mărturie. Da. Poate avem și acolo noroc. Eu vă mulțumesc că ați venit. Mă bucur foarte tare de prezența voastră.